Bună seara! Bine v-am regăsit și mă bucur că sunteți astăzi alături de noi. Îmi trag un pic sufletul. Deschidem ziua de astăzi, vineri, 9 decembrie, la Târgul Gaudeamus, la standul editurii Herald, cu evenimentul Biografia Profetului și Originile Islamului. Lansarea cărții Viața profetului Muhammad de Martin Links și nu întâmplător a mai adăugat o carte a lui Martin Links, Ce este sufismul, publicată în aceeași colecție Înțelepciunea Inimii la editura Herald. Alături de mine este un drag prieten, domnul profesor Teodoru Ghiondea, întotdeauna o mare bucurie, deși ne vedem rar, astea sunt condițiile, o mare bucurie să fiu tot timpul alături de domnia sa. Așadar, Biografia profetului și originile islamului, carte publicată în colecția Înțelepciunea Inimii a editurii Herald, o carte de Martin Links. Date despre biografia profetului Muhammad sunt diseminate în multe cărți care au apărut în România, de pildă în volumul al treilea al cărții lui Mircea Eliade, Istoria credințelor și ideilor religioase, în dicționarele enciclopedice sau în alte lucrări de istorie și mai ales de istoria tradițiilor spirituale. Cartea pe care o prezentăm astăzi, Biografia profetului Muhammad, conform celor mai vechi surse, cartea lui Martin Links, s-a bucurat de o primire cu totul și cu totul specială, încă de la apariția ei din partea publicului cititor din întreaga Europa. Martin Links a mai fost publicat la editura Herald, așa cum am spus, cu titlul Ce este sufismul? Domnule profesor Teodoru Ghiondea, prin ce este deosebită această carte, Biografia profetului Muhammad, care sunt calitățile sale care au determinat acest succes semnificativ? Sunt foarte multe motive pentru care această carte constituie mai mult decât un eveniment editorial. Și o să explic imediat de ce. În primul rând, pentru că toate biografiile pe care le cunoaștem, în european, spațiu european și în mediul academic, mediul universitar, să spunem așa, care au circulat, sigur, nu sunt lipsite de o documentație destul de minuțioasă. Numai că ele sunt scrise întotdeauna de un autor care se află în afara problemei, adică în afara islamului. Ori subiectul e mult prea delicat ca să-l discutăm doar la nivelul unei cercetări științifice obișnuite, așa cum știm noi, europenii. Cu atât mai mult cu cât relația pe care o are profetul Muhammad cu creștinismul și în special cu Domnul Iisus, Saidna Isa, este o relație cu totul specială. De foarte multe ori, când am prezentat cărți, am vorbit pe larg și am insistat asupra tradiției abrahamice. Este, din punctul meu, din punctul nostru de vedere, și cred că nu sunt singurul, este cel puțin ciudat ca cineva să-și imagineze că poate înțelege un creștin, că poate înțelege creștinismul, dacă nu înțelege legea veche sau ceva din legea veche, dacă nu are măcar o, să spunem, o acomodare cât de cât cu legea veche, deci cu Vechiul Testament și cu islamul. Cele trei religii abrahamice, iudaismul, creștinismul și islamul, sunt într-o continuitate perfectă. Ultimul text sacru, cum spunem noi, din tradiția abrahamică, și anume Coranul, o spune cu cuvinte și predicat, cum spune. Da? În suratul 3, exact acest lucru ni se spune. Că și Tora și Evanghelia reprezintă. Ceea ce ne face să reconsiderăm, aș spune eu, din punct de vedere al istoriei religiilor, foarte multe
principii de așa zisă cercetare a istoriei religiilor. Acum, sigur, autorul nostru vorbește din interior. Cartea pe care o vedeți are două înscrisuri în limba arabă. Primul, cel de sus, este formula de binecuvântare de câte ori rostești numele profetului. Salam alaihi wa salam. Adică pacea, binecuvântarea și pacea unitivă să fie cu el. În josul copertii avem numele musulman al lui Martin Links. Abu Bakr Siraj ad-Din. În traducere ar fi Abu Bakr Torța Credinței. Acum, că îi spunem credință, că îi spunem religie, o chestiune care nu putem în momentul ăsta discuta. Când vorbim de profetul Muhammad, trebuie să ținem cont de ce spune Coranul despre el. Și Coranul ne spune foarte clar la versetul 21, în surata 21, versetul 107, că profetul Muhammad a fost trimis ca o binecuvântare, ca o atotmilostivire pentru lumi. Este vorba de plural, nu pentru lume, ci pentru lumi. Lucrul acesta, sigur că trebuie să ne deschidă o altă perspectivă. Dacă suntem interesați sincer și avem nu numai curiozitatea, dar și inima deschisă pentru primirea adevărului, sigur că trebuie să discutăm din această perspectivă sau să privim din această perspectivă biografia profetului. Biografia profetului este o hagiografie. Și mai mult decât atât. Noi spunem profet. Riguros, el este trimis. Diferența între cele două este netă. Orice profet este numit nabi. Anumiți trimiși mesageri ai lui Dumnezeu se numesc rasul. Toți rasul, prin urmare, sunt nabi, dar nu toți nabi sunt rasul. De ce? Pentru că rasul este un profet care aduce legea sacră. Deci care face din nou legătura unei comunități tradiționale cu tradiția primordială. Despre asta este vorba. Sigur, referitor la numele profetului Muhammad se discută foarte mult, sunt foarte multe etimologii. E adevărat că rădăcina de la care se formează cuvântul este hamd, de la laudă, a lăuda, prea lăudat ar fi. Dar eu cred că trebuie să mergem mai departe și să înțelegem că profetul Muhammad este prezența în manifestare a realității muhamadiene. Când spun muhamadiană, nu este vorba de numele profetului, ci numele profetului Muhammad vine de la această realitate muhamadiană. Ce este realitatea muhamadiană? Știm din teologia creștină, întreaga teologie creștină, că un loc aparte îl ocupă Meister Eckhart. Ori Meister Eckhart vorbește despre Dumnezeu într-un fel anume, adică făcând distinția între God, între Dumnezeu și Gottheit sau divinitate. Din urmare, ceea ce primează este calitatea și nu obiectul care are această calitate. Calitatea face din obiectul respectiv ceea ce este și nu invers. Vedeți că deja discutăm oarecum în contrasens cu ceea ce suntem obișnuiți din cultura universitară și cultura europeană în general. Prin urmare, atunci când vorbim de, și asta reiese și din biografia profetului Muhammad, atunci când ne referim la profetul Muhammad, trebuie să ținem cont că cel care s-a născut ca om a fost pregătit de Dumnezeu pentru ca el să primească noua lege. Nu avem timp să vedem circumstanțele propriu-zis istorice ale apariției, ale manifestării. Există o expresie în mediul universitar și în mediul european
foarte nepotrivită. Întemeietorul islamului, întemeietorul oricărei religii este Dumnezeu, nu este o persoană. Persoana este vocea lui Dumnezeu, este cel trimis de Dumnezeu și Dumnezeu și îl pregătește dinainte pentru ca în el să coboare ceea ce spunem în islam, pentru că e tema noastră, ca să spun așa, suma, sinteza de cuvinte. Mai există în mediul european obiceiul să fie asociat profetul Muhammad, pentru funcția pe care am spus-o adineori, profetul Muhammad cu Domnul Iisus. Asocierea este greșită, pentru că profetul Muhammad are aceeași funcțiune de primire a Logosului Divin pe care o are Sfânta Fecioară în creștinism. Și atunci, echivalentul Coranului ar fi Domnul Iisus. În islam, la Ibn Arabi, sigur, a Sheikh al-Akbar, cel mai mare maestru al islamului și care prezintă, de fapt, dați-mi voie să fac totuși o asemănare, acest Meister Eckhart al islamului, și nu cred că mă îndepărtez prea tare de esența problemei. Circumstanța istorică este una care este determinată tot divin. Prin urmare, citind viața profetului Muhammad, asistăm la o demonstrație, dacă vreți, pentru noi, pentru europeni, care digerăm, care avem un alt metabolism spiritual, că istoria nu poate să fie decât sacră. Nu există istorie profană, decât un punct de vedere profan asupra evenimentelor istorice. Și atunci ne aducem aminte că este iarăși în perfectă concordanță cu ceea ce reprezintă istoria pentru evrei. Are același sens de istorie sacră. Prin urmare, există conjuncturi în care Dumnezeu vorbește oamenilor. Nu numai prin profeții aceștia legiferatori, să le spunem, cei care aduc legea sacră, și prin alții, și alți profeți, alți învățați, dar sigur care nu vin cu ceea ce înseamnă reconfigurarea spiritualității în funcție de felul cum s-a derulat ciclul de umanitate în care sunt. Profetul Muhammad este, după tradiție, ultimul profet al acestui ciclu de manifestare. Ca să facem o referire mai precisă, cronosofia, să zicem, hindusă, vorbește de 14 cicluri, 7 descendente, 7 ascendente, noi aflându-ne în cel de-al șaptelea, la sfârșit, în Kali Yuga. Deci, în acest manvantara în care noi suntem în momentul acesta al șaptelea și care se numește manvantara mistrețului alb, după tradiția hindusă, profetul Muhammad este ultimul trimis prin care Dumnezeu vorbește. Și în care, și asta se cunoaște și după biografia profetului, se cunoaște și ceea ce știm din islam, înțelegem și de ce nu există preot în islam. De ce? Pentru că lucrurile au ajuns într-un stadiu atât de avansat încât se pare că ceea ce noi gândim zi de zi, că toate soluțiile nu mai sunt decât individuale, uitați că și la nivel de civilizație se întâmplă același lucru. Fiecare este răspunzător pentru el. De ce lucrul ăsta? Am să vă dau și o explicație creștină, care calchează perfect pe cea islamică. Simbolul care reprezintă modul de expresie tipic adevărului și adevărul exprimat metafizic, vine de la grecescu simbolon, cel care unește, ceea ce este simbolizat cu ceea ce simbolizează. Antonimul lui este diabolon, pe care îl recunoașteți imediat. Ori diabolon distruge, desface, desprinde, deconstruiește. Și atunci înțelegem
până la urmă, de ce într-o situație de criză ca aceasta, în care noi ne aflăm, ultimul profet vine cu lucruri cât se poate convățătură, cât se poate declară. Am să vă citesc exact ce spune Sheikh Al-Akbar Ibn Arabi în Fusus Al-Hikam, mă rog, denumit la noi Înțelepciunea Profeților, spune așa despre profetul Muhammad. Înțelepciunea sa este neasemuită, incomparabilă, nu pot să insist asupra termenului, căci el este în mod deplin și unic, perfect dintre toate ființele existențiate din cadrul ființelor umane. Și de aceea aceasta a fost început și pecetuit prin el. Adică realitatea muhammadiană și manifestarea ei. El era profet atunci când Adam se afla între apă și țărână. Asta spune tradiția despre... Adică face referire la această realitate muhammadiană care este înainte, este identică până la urmă, sau este prima circumstanțiere a esenței divine. Acelui Gottheit la Meister Eckhart. Prima, nu? Care apare. Și spune mai departe, în comentariul său la această carte a lui Ibn Arabi, Charles-André Giris, traducătorul, și știți deja, noi avem o carte extraordinară de domnul Giris, Spiritul Universal al Islamului, domnul Giris comentează felul următor. Se raportează la incomparabilitatea omului universal. Această incomparabilitate, mă scuzați, este cea a primei determinări în sânul esenței divine, care le cuprinde pe toate celelalte, căci ea este principiul tuturor treptelor și a tuturor stărilor de existență. Deci vedeți că ceea ce numim, sau ceea ce se numește întemeitorul unei tradiții, întemeitorul unei religii, este un cuvânt de departe nesemnificativ față de cum trebuie văzut profetul Muhammad. Mai mult decât atât, noi trăim într-o perioadă pe care o știm cu toții, nu știu dacă o comentăm, dar în gândul nostru plângem destul. Profetul Muhammad, și în toată biografia apare lucrul ăsta, spunea așa, un bărbat trebuie să aibă trei calități, înțelepciune, generozitate și curaj. Ce se întâmplă în vremea pe care o trăim? Înțelepciunea a ajuns o simplă inteligență speculativă uscată, goală și nesănătoasă în multe privințe. Ce s-a întâmplat cu generozitatea lui? A devenit opulență, risipă, iar curajul s-a transformat în violență. Urmărind viața profetului Muhammad, observăm această previziune a unei decăderi în anii sau în secolele care vor urma după el. Mai vreau să spun ceva. E adevărat că această biografie a profetului este plină de lupte. Nu trebuie înțeles în sens de război. Termenul arab pentru război este altul decât jihad. Jihad, marele jihad, jihad al-Akbar, este lupta cu sine. Echivalent avem în creștinism războiul nevăzut al Sfântului Nicodim Aghioritu. Exact același lucru. Este lupta cu sine. Venind de la una din marile bătălii, profetul a spus, am venit de la micul război, jihad al-Ashgar, la marele război, la războiul cu sine. E războiul pe care îl ducem toată viața. Și până la urmă cu accente dramatice, așa cum știm. Sigur că tot ce se află în carte, tot în această biografie, spunem că e o hagiografie, e vorba aici de fapte, de evenimente exemplare care pentru noi trebuie să se transforme în arhetipuri. Pentru că orice gest, orice lucru, orice cuvânt, orice gând, orice fenomen este un semn al lui Dumnezeu. Și dacă este un semn al lui Dumnezeu, înseamnă că El ne vorbește, liber mundi, cartea lumii. El ne vorbește, El ne spune ceva.
și noi trebuie să înțelegem ce ne spune. Este o lectură extraordinară, veți constata lucrul ăsta. Nu știu dacă, dar poate că e bine să și spun felul cum a fost primită. Această biografie, când a apărut în 83, a avut o primire extraordinară din partea tuturor țărilor islamice. Martin Links a fost personal pentru această biografie, a fost premiat la prima dată de guvernul egiptean și de guvernul pakistanez. Și după aceea a cuprins, deci vedeți ce impact are, eu spun că este cea mai bună pentru europeni, deoarece un universitar ca el a găsit modalitatea, ca Martin Links, a găsit modalitatea de a exprima ceea ce de foarte multe ori rămâne neexprimat, pentru care partea lui de inexprimabil și nu se poate. Dar mai are o carte care a apărut tot la editura Keral, ce este sufismul, și ne lămurește asupra poziției pe care el a avut-o și, sigur, s-a prăpătit acum câțiva, la vârsta venerabilă de 96 de ani, la fel de limpede cum a trăit toată viața. La fel de limpede până în ultimul moment. Mulțumim foarte mult, domnului profesor Teodoru Ghiondea, pentru această expunere. Iată biografia profetului și originile islamului, evenimentul din această seară, lansarea cărții Viața profetului Muhammad de Martin Links, publicată în colecția Înțelepciunea inimii a editurii Herald. Încă o dată mulțumim domnului profesor Teodoru Ghiondea și